Va fi a doua ediție Impresii post-congres. Se știe că de foarte puțină vreme a avut loc aici la Cluj al cincilea congres de apiterapie internațional, la care am reușit să aducem foarte, foarte, să spun așa, renumite nume în domeniu, dar nu numai în domeniul apiterapiei, cât și în domeniul nutriției. Și am încercat să facem un schimb de experiență cu cât mai multe informații am reușit să captăm, cu atât mai multe informații am reușit să dăm și noi celor care au venit aici la Cluj. Prin urmare, capitala Clujul a devenit o capitală a apiterapiei, iar post-congres am vrea să vă arătăm impresiile pe care le-au avut cei care au participat și mai ales astăzi aș vrea să derulăm împreună câteva filmulețe înregistrate mai ales cu cei din străinătate care au venit de foarte, foarte departe, să vedem cum au perceput ei acest congres aici la noi. Alături de mine este doamna dr. Mirela Stranz. Bună seara! Bună seara! Și pentru că știți cu toții, apiterapia pentru noi este o mare, mare pasiune. Ne-am străduit din răsputeri aici la Cluj să fim cât mai primitori, să fim ca în Transilvania, încât să nu uite niciunul dintre ei că au trecut pe aici și să-și dorească să mai vină și altă dată, încât să reușim să captăm cât mai multe informații utile pentru toți cei care își doresc să facă apiterapie. Pentru început, aș vrea să derulăm primul filmuleț cu doamna dr. Nadia Todericiu, care este un medic foarte, foarte pasionat de partea cu apiterapie și cred că aici doamna doctor să ne spună mai multe amănunte despre colega Da, dânsei. deși am zis că o să începem cu străinii, vom lăsa puțin mai la urmă. Acum nu știu exact ce a spus doamna doctor în acest interviu, dar toți cei care au audiat-o și au văzut-o la congres au rămas cu o impresie extraordinară. Practic ea a cucerit pe toți până la unul. A fost una dintre cele mai bune lucrări, trebuie să recunoaștem. Și titlul era foarte, foarte interesant. Apiterapia la țară. Exact, Nadia a exact. început, e o prietenă dragă mie de fapt și colegă în același timp, a început o aventură în viața ei, viața la țară. Adică s-a dus ca și medic la Exact, țară, asta după ce a cu cunoscut o viața de mare, Cluj. mare, da, cu o mare pasiune a pornit în acest capitol, chiar Exact. dacă este medic, medicină generală, totuși Da, a e medic încercat. de familie și a ales la un moment dat să se mute și nu e chiar aproape de Cluj, e la vreo 80 de kilometri. Viața are cu totul alt ritm acolo, alte ritmuri chiar, nu e ca la noi, nu apăsăm pe un buton și vine lumina sau apăsăm pe un buton și vine apa, nu? Chiar așa, se plânge vreodată că ar fi mai greu să fii medic la țară sau îi place mai mult decât... De plăcut îi place foarte mult. Nu în sensul că se plânge, dar trebuie să recunoaștem că nu este ceea ce este la oraș. Să vă dau un singur exemplu. Anul ăsta a fost un an secetos și a fost o vară în care a trăit fără apă la chiuvetă. Să vă imaginați cum trăiește un medic fără apă la chiuvetă și un cabinet medical, cum se descurcă cu asta. Sigur că își aduc apă, au izvoare și așa, dar multe fântâni au secat și asta a fost o problemă realmente. Și uite că s-a descurcat și în situația asta. Și săteni, gândiți-vă că trec prin lucrul acesta și în alți ani. Nu este o excepție ceea ce se petrece anul acesta. Și nu vă imaginați că e un cătun uitat undeva între munți. Este totuși un sat mare, chiar o comună, dacă mi-amintesc bine. Am fost și am vizitat-o. Dar au unele situații cu care nu ne întâlnim la oraș. Și trebuie Și să te totuși se practică descurci. apiterapia și la țară. Da. Haideți să vedem pe doamna doctor Nadia Todericiu, să vedem ce impresie a făcut acest congres. Lângă noi o avem pe doamna doctor Nadia Todericiu, medic de familie într-un sat lângă Cluj, a cărei lucrare recunosc m-a impresionat foarte mult. Aș vrea în primul rând să o întreb unde profesați și de când? Profesez în comuna Buza, județul Cluj, la aproximativ 80 de kilometri de Cluj-Napoca, de mai aproape un an, de aproape un an de zile. Deci, dânsa este frumoasa doctoriță care a venit la țară și foarte bine primită de către pacienții ei, da? Și iubită. Și iubita și primita. Și care, din fericire, o mare parte din ei sunt apicultori.
Deci au venit în contact cu produsele stupului, însă lucru mai puțin obișnuit a fost că, mergând la cabinetul doamnei doctor, mulți au beneficiat de elementele terapeutice ale produsului, ale produselor stupului, ceea ce a fost un element pozitiv, ceea ce a fost o reușită în cariera doamnei doctor. Și hai să o lăsăm pe ea să ne spună câteva cuvinte despre asta. Marea parte din pacienții noștri cresc albine la țară, folosind deocamdată, după cunoștințele lor, mierea, în scopuri mai degrabă interne decât externe. Au fost surprinși să constate că totuși mierea are și proprietăți pe care le putem utiliza extern. Mulți dintre ei au avut rezultate foarte bune cu cocktailurile de produse apicole, miere, polen, lăptișor de matcă, propolis, și s-au bucurat foarte mult să afle că în casa lor există deja produse, din punctul lor de vedere, ieftine, ca și costuri, și foarte eficiente terapeutic. Și, ca și cazuistică, aproape toți pacienții deja au gustat produsele apicole ca și terapie? Foarte mulți dintre ei, bolile sezoniere, cei care au întâlnit boli sezoniere, au fost ușor tratați cu miere și tinctura de propolis ca și agent antiinfecțios. Cei care au avut probleme dermatologice au recunoscut mierea ca și agent cicatrizant și antiinflamator. Cei de vitalizat și cu probleme pe partea de scădere în greutate au întâlnit lăptișorul de matcă și mierea alături de polen. Și cum au primit la început? Au fost foarte deschiși. Spre deosebire de pacienții pe care am avut la oraș, cei de la țară au fost mult mai deschiși în a utiliza produsele naturale, fiindu-le foarte aproape și comod de utilizat. Și nici nu sunt scumpe pentru ei. Mai ales dacă le produc acasă, le este mult mai ușor. Așa cum ați văzut, se poate face atât la oraș cât și la țară. Apiterapia în România se pare că are un ecou destul de mare. Cu toții, cu mic, cu mare, de la apicultor până la medic, toată lumea consumă produse apicole în scop terapeutic. Deci se poate chiar și la țară. Mai departe aș vrea să vă fac cunoștință cu un medic care este din cealaltă parte a țării, se numește dr. Cristina Pavel. Este un medic renumit pe partea de apiterapie, lucrează de multă vreme în acest domeniu și are și foarte, foarte multe rezultate. Mai multe să vedem un pic în interviu ce ne spune și ce ne transmite după acest congres. Suntem spre finalul celui de-al cincelea congres cu participare internațională de apiterapie de aici, de la noi, de la Cluj, 21-24 septembrie, și am marea plăcere să stau de vorbă cu câțiva medici participanți la această manifestare deosebită. Prima domnișoară doctor este Cristina Pavel din București, medic de familie cu competență apifitoterapie și acupunctură, care lucrează la Centrul Santo Rafael din București. Hai să vedem care sunt primele impresii spre finalul acestui congres. Bună ziua, Ramona! Vreau să spun că mi-a plăcut foarte mult acest congres și ce mi-a plăcut cel mai mult și a fost și un element de noutate a fost partea de apinutriție. Îți spun sincer că am fost foarte impresionată și de bunătățile care le-am putut mânca aici și le-am încercat și de surprizele care au fost în prima zi când a venit domnul profesor Menci-Nicopski și ne-a povestit despre nutriția sănătoasă și ce să facem despre piramida alimentară. Asta a fost chiar un element de noutate la partea de apiterapie. Apoi am avut între noi ca și specialiști pe doamna profesor Istudor, care ne-a prezentat din punct de vedere științific lucrurile de care trebuie să ținem cont atunci când facem un tratament corect cu produse care să fie de foarte bună calitate. Strict legat de partea de medicină clinică, iarăși am avut niște lucrări foarte interesante. Cum putem să aplicăm apiterapia în probleme respiratorii, probleme hepatice, în dermatologie, în afecțiuni de tip infecțios, în probleme neurologice.
Deci la congres s-au reunit și specialiști din domeniul medical, împreună cu farmaciști, cercetători, biologi. A fost de asemenea prezent domnul Ștefan Manea, directorul Hofigalului, care ne-a prezentat și el din produsele care le-au în domeniul apiterapiei. Deci împreună cercetători, medici, apicultori, biologi, farmaciști, cu toții, ne-am dat mâna ca să vedem ce putem să facem, cum putem să-i ajutăm pe oameni să fie mai sănătoși, mâncând sănătos și ce terapii putem să facem pentru ei. Practic, rezultatul final trebuie să se îndrepte către pacient. Da? Și fiind reuniți atâția specialiști, fiecare cu bucățica lui își aduce un aport deosebit, cel mai tare care beneficiază este pacientul. Cu siguranță pacientul este în centrul atenției noastre și este subiectul cel căruia noi ne dedicăm și încercăm să-l ajutăm cu aceste produse apicole care chiar sunt extraordinare. Dacă am reușit să colaborăm toți specialiștii, să facem o cercetare de anvergură, avem șansa să facem primele produse românești chiar premieră în Uniunea Europeană și chiar mondiale, la cât de multe lucruri se pot face. Ai avut o lucrare de prezentat? Da, eu am prezentat câteva cazuri clinice apiterapia în afecțiuni neurologice în mielite. Mielitele sunt la ora actuală greu de tratat. Am avut niște pacienți care aveau niște simptome foarte greu de influențat prin medicina alopată și care au răspuns foarte bine la apiterapie, combinat cu fitoterapie. Mulțumim foarte mult, felicitări și te întorci acasă cu un bagaj mult mai mare de informații acum. Da, bagajul, cum am zis la început, a fost și surpriza cea mai plăcută, a fost legată de partea de nutriție, vă spun. Deci aici felicitări din toată inima, mulțumesc și din punct de vedere organizatoric. Ne-am simțit foarte bine aici și am fost primiți așa cu căldură extraordinară, sper să revin. Congresul următor va fi cu siguranță tot la Cluj, deja s-a stabilit. Mă bucur atunci să revin. Și pe partea de apinutriție și noi deja avem o experiență bună și lucrez împreună cu doamna doctor Mirela Stranț la introducerea în alimentație a produselor apicole și rezultatele încep să apară și sunt absolut extraordinare. E o idee excelentă și vă urez succes! Pe doamna doctor Cristina Pavel, ea cu multă modestie a spus, am avut și eu câteva cazuri. În general, la București, din câte știu eu, din medicii care se ocupă de apiterapie, ce obțin o anumită parte din ei, Cristina se ocupă foarte mult de partea neurologică, de bolile degenerative cronice, acum v-a spus de mielite, face și tratamente în cadrul de scleroze multiple sau alte boli ale sistemului nervos degenerativ și nu numai. Dar cam în general, pe partea asta sunt lucrările dânsei cu care vine la congrese și ați văzut că era foarte mulțumită de rezultate pentru că a avut pacienți care n-au mai răspuns la medicina alopată și care au evoluat foarte frumos sub o terapie adevărat complexă, apifitoterapeutică și evident sunt convinsă că și partea de nutriție și-a spus cuvântul și în acest caz. Cred că vom trece mai departe pentru că mai avem mulți invitați și interviurile vor dura. Vom mai comenta pe parcurs și dacă ne rămâne timp la final, ne mai putem întoarce. Da, mai departe aș vrea să vedem și un apicultor un pic mai special, care de obicei vânează de prin păduri, să le spun așa, familii sălbatice de albine, care poate le domesticește sau nici nu știu cum să le traduc așa mai corect. Cert este că are o pasiune fantastică pentru albinele sălbatice, în primul rând. Și am vrea să-l vedem și pe el. Este vorba de domnul Mihai Grama. Haideți să vedem ce ne spune și el post-congres, dacă i-a plăcut sau nu ceea ce s-a întâmplat aici la Cluj. Ieri, invitații congresului a avut o mare, mare surpriză deosebit de plăcută și au primit din partea organizatorilor o vizită într-o stupină lângă Cluj, la Gilău, unde domnul Mihai Grama ne-a așteptat cu sufletul deschis și cu multe, multe albinuțe.
și pus pe fapte mari, ne-a povestit o mulțime de informații și câteva din secretele dânsului de apicultor, câteva doar. Mulțumim foarte frumos încă o dată pentru că ați strâns în jurul dumneavoastră mulți medici care au văzut partea practică de unde și cum obținem produsele apicole ca ei să poată lucra pentru pacienții lor. Bine ați venit la noi! Mulțumesc, bine v-am găsit! Mă bucur că am avut succes cu prezentarea care am făcut-o, deci chiar am desfăcut câțiva stupli, am arătat cum arată o matcă, cum arată niște rame frumos clădite, cu rezervele de hrană. E foarte important cum e pentru viața omului cât mai puțină poluare și o luăm pe medicină alternativă, pe alte variante. Să știți că așa se poate și pentru albine. Și primul lucru e important pentru albine, unde și cum o creștem. Nu-i tot una că mergem cu albinele în pastoral, la diferite culesuri, în zone unde se folosesc insecticide, pesticide, că noi știm că albina adună și păstrează, depozitează. Deci, substanțele chimice respective care se uzează în agricultură nu sunt consumate direct, imediat, sunt depozitate și au un efect retard, foarte înapoi. Deci, peste... Efect de lungă durată, da. Cu bătaie lungă. Da, exact așa și la albine. Și de asta eu am umblat toate colțurile țării, de la Calafat, Vâlcea, Tulcea, Constanța, peste tot. Am dat de o zonă frumoasă în munte, unde în Parcul Național Apuseni, unde este zmeură și am zis, pentru mine s-au terminat alte culesuri. Acolo îs ferit de multe boli, mulți dăunători și îi o terapie chiar pentru albine, să știți, e foarte important ca să aibă o zonă curată și bună care contează viața familiei de acolo încolo. Și produsele respective care le obținem de acolo sunt de o calitate excepțională. Într-adevăr, dânsul ne-a pus la dispoziție un butoiaș de miere de zmeură, cu totul și cu totul excepțională. Da, și mă bucur că v-a plăcut și la toată lumea a plăcut de acolo și să știți că niciodată nu m-am dat înapoi. Când am avut de unde, am dat la copii, la bătrâni, la oricine, am zis, domnule, ia și gustă, că nu mă uit eu la un kil, două de miere, că dacă îmi dă Dumnezeu, am de unde da mai departe, dar dacă nu, asta este. Deci este foarte important pentru un medic care dorește să facă și să lucreze apiterapie, să aibă produse de foarte bună calitate. Ori dumneavoastră ne puneți la dispoziție acest pas important. Da, și chiar mă bucură faptul ăsta. Deocamdată lipsește un pic colaborarea între medici care, de exemplu, eu sunt lângă Cluj și ar putea să vină cineva să zică, domnule, uite, eu fac tratamente pe bază de apiterapie, am nevoie de produse ale stupului în stare imediat recoltată, păstrate în condiții igienice și exact cum se cere, cum are nevoie, deci ca și miere, propolis, polen, păstură, chiar albine pentru venin, deci știm că trebuie să le furnizăm vii, o anumită cantitate de... Deci un pic cam lipsesc multe coordonate între... Știți de ce? Pentru că încă medicii nu v-au cunoscut. Dar tocmai de aceea am adus la dumneavoastră ca să vadă că există această stupină aproape de oraș și că puteți să-i ajutați. Da, mă bucur și am o cantitate destul de mare de albine, deci în jur de 250 de familii de albine și o să mă extind în continuare. Și stau într-o zonă frumos, nepoluată. Am văzut. Și sper că o să funcționeze toate chestiile astea, că îs de viitor, să știți. Am fost în multe țări și am văzut medicina alternativă deja prinde și alte căi, nu numai pe bază de medicamente chimice, să zicem. Deci e pe partea apiterapie... Fitoterapie, sunt multe, multe care mă bucur că încep să funcționeze și la noi. Mulțumim foarte frumos și mai venim pe capul dumneavoastră. Vă aștept cu mare plăcere și o să vă ofer tot ce aveți nevoie. Chiar nu o să vă ofer măștile ca să aveți parte de înțepături când o să mai veniți, ca să fie albinile agitate un pic. Perfect, mulțumim! Așa cum ați văzut... Domnul Grama era foarte, foarte bine dispus, adevărul că a dispus tot grupul și mai ales străinilor le-a plăcut foarte, foarte mult.
Și chiar ne-a povestit la un moment dat cum prinde albinele sălbatice și care este modalitatea prin care reușește să le depisteze în păduri. A fost foarte, foarte interesant, iar cei care într-adevăr au gustat din butoiul de miere, într-adevăr a desfăcut un butoiaș de miere și toată lumea s-a înfructat din el, a fost extraordinar reacția, să spun așa, instantanee, de parcă oamenii n-ar mai fi mâncat niciodată miere, veneau linguriță după linguriță ca să deguste și mai multă miere, era extraordinar de parfumată și de gustoasă, efectiv era gustoasă. Chiar dacă am mai avut parte de miere, vă dați seama că toți dintre noi am consumat miere, parcă de la albinele sălbatice era mai bună. Pe lângă faptul că se pricepe foarte bine la albine, trebuie să recunoaștem, adevărul este că în apiterapie este nevoie și de apicultori iscusiți care să ne ofere produse corecte, bune, păstrate corect și chiar și câte o albină, vorba dânsului, fără mască din când în când, care să fim siguri că n-are impregnată pesticide și insecticide, așa cum ați auzit, din păcate aceste substanțe rămân în corpul albinei timp îndelungat. Așa că bine ați venit în echipă cu toții și mă bucur din suflet că din ce în ce mai mult și mai valoros, să spun așa, intră în acest grup și devenim o familie din ce în ce mai mare. Ce este important, că rezultatele sunt foarte, foarte bune. Acum aș vrea să vă prezint din Germania, este un medic care nouă ne este foarte, foarte drag, care a avut tangență cu apiterapia aici în România, când a participat anul trecut pentru prima dată la congresul de anul trecut. A început să și practice ușor apiterapia în Germania cu produse din România. Rezultatele n-au încetinit, să spun așa, să apară și aș vrea să o vedeți pe Rodica Ciopo din Germania, medic, medicină de familie. Haideți să vedem dacă i-a plăcut sau nu acest congres la Cluj. Participantă pe care o avem alături de noi este doamna dr. Ciopo Rodica. Este medic internist în Germania, a plecat din România în urmă cu 31 de ani și este un foarte bun practician. A venit la acest congres pentru a-și îmbogăți cunoștințele și pentru a practica la dumneai în cabinet ceea ce am învățat-o noi aici. Hai să vedem oare lucrările au fost destul de eficiente, lucrurile interesante, participanții pe măsură? Eu sunt un adept al apiculturii de mai mult timp. Am fost anul trecut la București, am fost anul trecut la Mereni, am fost anul acesta la Sibiu și la Passau. Și sper că o să reușesc să vin fiecare an să mă întâlnesc cu oameni minunați, oameni care din punctul meu de vedere sunt mult mai bun ca ceilalți prin faptul că iubesc albinuțele, iubesc natura și se îndreaptă spre o medicină care are un mare viitor și care este căutat de pacienți. Mie mi-a plăcut felul de organizare în acest congres foarte mult, nu numai calitatea științifică, care după părerea mea a fost cea mai ridicată în comparație cu celelalte congrese care le-am văzut eu, chiar dacă îmi pare rău. Ne bucurăm! Așa am simțit eu. Poate că a evoluat și eu cu știința mea în apicultură, de aceea pot să spun. Și în apiterapie. În apiterapie. Și în al doilea punct de vedere, mi-a plăcut că iar am întâlnit oamenii aceștia minunați pe care am întâlnit în celelalte locuri și organizarea culturală și acea masă de amiază și acea masă de seară cu acel punct cultural care l-a sprijinit și l-a îmbogățit și l-a înfrumusețat a fost pentru mine extraordinar. Adică am fost la o stupină. Acolo n-am fost, din păcate, ieri, dar în rest, din păcate, n-am reușit, pentru că am stat un pic cu familia mea aici, în Cluj. Însă tot la ce am participat eu, îmi dă așa o senzație de frumusețe pe care o iau cu mine și nu numai știința, ci și celelalte impresii pozitive le iau cu mine mâine. Veți practica sau deja practicați la cabinet? Practic, dar lucrez cu venin de albine, lucrez cu propolis și încerc la această populație din acest oraș mic să explic la mulți ceea ce este propolis, pentru că foarte mulți nu știu, cuvântul nu-l înțeleg. Am făcut și un pic de masaj cu merele mai mulți pacienți și am dus cocktailuri cu mine. Am doi pacienți care au hepatita C și încerc să lucrez cu cocktailuri și încerc să fac legătura cu domnul Stângaciu ca să ajungem mai departe cu acești
acești pacienți care au refuzat alopatia, medicina alopatică și deci este un curs în care poate am nevoie și de ajutorul vostru, care vreau să vă invit cu plăcere la mine ca să încercăm o săptămână să integrăm pacienții care au această dorință și să integrăm știința mea puțină și cu știința voastră cea multă de la Casa Bio ca să începem o terapie paralel cu alopatia. Da, Rodica pur și simplu s-a îndrăgostit de apiterapie în momentul în care a intrat în contact cu ea. Vedeți că din momentul în care a ajuns la primul congres a venit la toate manifestările sau aproape toate manifestările din România, deși nu totdeauna i-a fost ușor, pentru că în Germania are un program foarte, foarte plin, lucrează 12-15 ore pe zi și asta de foarte mult timp. Și are foarte mulți pacienți, enorm de mulți pacienți, chiar uneori discutând cu ea mă întrebam cum reușește un medic să stea cu atâția pacienți de vorbă într-o singură zi, este incredibil. Cine e medic știe și când o să-i spun că uneori are 300 de pacienți zilnic, nu o să-i vină să creadă și nici eu nu prea înțeleg exact cum face asta, dar o putere de muncă extraordinară și nu odată a plecat din România cu geamantanele pline de produse apiterapeutice pentru pacienții ei. Țin minte, la un moment dat era foarte drăguță, a început să consume polen, îi plăcea foarte mult polenul și după ce a ajuns în Germania își luase vreo 5 kg de polen cu ea și a zis, era foarte hotărâtă, mi-ajung până vin data viitoare în România. Și la o lună m-a sunat și mi-a zis, pacienții mi-au mâncat tot polenul, nu mai am polen. Și era foarte, foarte drăguță. Da, a fost foarte drăguță. Deci faptul că dă din traista ei și faptul că trăiește românește într-un mediu în care, știți bine cu toții, nu este ușor să fii străin în altă țară, dar are trăirea în suflet de român și îi în stare să meargă cu geamantanul plin din România ca să reușească să trateze pacienții care refuză să facă altceva, să-i ajute sub o altă formă. Și uite că această doamnă doctor într-adevăr reușește să facă acest lucru și într-adevăr reușește să dea din propria geantă în favoarea pacienților. Cred că ăsta este de fapt faptul și motivul pentru care are atâția pacienți în jurul ei. Este extraordinară. Într-adevăr, are un suflet fantastic, fantastic. Acum o să avem o mică pauză publicitară, iar după mai avem un interviu foarte, foarte interesant cu alți străini care au participat la acest congres și care sperăm din suflet că le-a plăcut și că au reușit să obțină ceea ce au căutat propriu-zis aici la noi în România. Au spus cu toții, vor să se reîntoarcă la Cluj. Dacă bunul Dumnezeu ne mai dă lumină și ne ajută, cu siguranță vor mai fi și alte congrese la Cluj pe care vom încerca să le organizăm cât mai bine posibil și să-i primim așa cum se primește aici în Transilvania. Un ultim interviu pe care aș dori să-l vizionăm este cu invitații străini pe care am avut și sunt convinsă că ne vor spune și ei două vorbe, sperăm bune, pentru că noi n-am văzut până acum aceste interviuri, acum le vedem în direct împreună cu dumneavoastră, să vedem ce ne spun. Am alături invitați sosiți de departe și anume Antonio Couto din Portugalia, bine ați venit, welcome in Romania. Thank you very much. Și Antonio este, de fapt ne va povesti, este un vestit apiterapeut în Portugalia și l-am alături pe președintele Societății Ungare de Apiterapie, domnul Körmön di Rácz János. Good morning. Și traducătoarea care mă va ajuta, Evo. Bine v-am găsit. Hai să începem cu vecinii noștri. Domnul Rácz, bine ați venit în România la Congresul de Apiterapie. Thank you. Cum vedeți societatea română de apiterapie din punctul dumneavoastră de vedere al președintelui Societății Ungare de Apiterapie? Mint a magyarországi apiterápiás társaság elnöke, hogyan látja a romániai apiterápiás társaságot? Én azt hiszem, hogy nagyon érdekes látni azt, hogy itt sokkal több orvos érdeklődik az alternatív gyógyászat iránt, mint Magyarországon. Eu cred că este foarte interesant, sau pentru mine este foarte interesant să văd că în România mulți medici sunt interesați de apiterapie decât în Ungaria. És ugye 70-es években, amikor az Apimondia itt volt Romániában, akkor egy óriási lökéssel tudott elindulni ez a tudományág.
Și că în anii 70, când Apimondia a fost în România, acesta a dat un impuls foarte mare acestei direcții în România. Így nagy érdeklődéssel jövök mindig megnézni azt, hogy éppen hol tart a társaság, hogyan fejlődnek, szélesedik a látókör, alkalmaznak új technikákat. Așa că vin cu o foarte mare deschidere ca să văd care sunt noi pași care s-au făcut de atunci și cum se aplică apiterapia în România. Ați stat de vorbă cu medici prezenți aici la congres, cu medici români? Și chiar ulte, României orvosokkal tapasztalatot cserélni, akik itt részt vevők? Persze, hogy ne. A legtöbb orvos beszél angolul, aki nem, annak meg segítettek fordítani. Desigur, cei mai mulți medici vorbesc în engleză, iar cei care nu cunosc limba engleză au fost ajutați. Sau am fost ajutați să comunicăm. Mulțumit de bagajul de cunoștințe cu care vă întoarceți în Ungaria. Megelégedett azzal a csomaggal, azzal a tudáscsomaggal, amivel most hazamegy. Igen, köszönöm szépen. Da, mulțumesc foarte mult. Și noi vă mulțumim foarte frumos. Domnul Ianoș a venit în România la acest congres cu o noutate, creme apiterapeutice pe bază de venin de albine pentru apicosmetică și un sortiment pentru durerile articulare, da? Pentru tratamentul, pentru susținerea tratamentului durerilor articulare. Deja sunt testate pe piața Ungariei aceste creme. Ön egy újdonsággal, vagy több újdonsággal érkezett, apiterápiás kozmetikai termékekkel és artikulációs problémákkal szenvedő páciensek számára is készítettek egy krémet. Van-e ezekről a krémekről klinikai tapasztalat Magyarországon? Ne-ar place să le avem și în România. Mert hogy szeretnénk ezeket a krémeket Romániában is forgalmazni. Este posibil? Vajon lehetséges ez? Természetesen lehetséges. A kozmatikai részét teszteltük eddig nagy mennyiségben. 145 tesztalany vizsgálta eddig Magyarországon a krémet, és ez előfeltétele is volt a regisztrációnak. Da, am avea o deosebită plăcere ca să aducem aceste produse și pe piața românească. Până acum am testat produsele cosmetice, avem 145 de subiecte pentru crema cosmetică. Și mulțumite, doamnele! Și hölgyek megelégedettek a crema. Eddig igen. Eu am văzut câteva poze și mi se par deosebite. Én láttam néhány fényképet és csodálatosnak tartom őket. Deci le așteptăm în România. Deci dânsul a răspuns că până acum clienții sunt foarte mulțumiți. Dragul nostru Antonio, la toate manifestările ești prezent în toată lumea. Cele legate de apiterapie. Ești foarte vechi, ca să zic așa, în acest domeniu și cu foarte, foarte multă experiență. Întotdeauna când apar la un congres sau la un simpozion, toată lumea este în jurul tău. Și de fiecare dată vii cu noutăți. Ceea ce este extraordinar. De câți ani ai experiență în domeniul apiterapiei în Portugalia? In Portugal, since how many years do you have experience? I started the project, apiterapy project, in 1998. But officially with the office, open office, only from 2003. Am început cercetările în 1998, dar în mod oficial doar în 2003. Ce părere ai vis-a-vis de acest congres? Cum au întâmpinat medicii clujeni din punctul tău de vedere apiterapia? Ai stat de vorbă cu medici clujeni? Sunt ei deschiși din punctul tău de vedere al practicianului din Portugalia? In comparison to those in Portugal. Sorry. Doctors, how open they are for News. Out from Portugal, there are more than 50% of the people who work with apitherapy, they are also doctors. But in Portugal, the doctors don't care about alternative medicine.
And it's very difficult for us to work with the doctors like in Romania, for example. But anyway, during these years, I have already some doctors as a patient. So it means that they are a little bit more open and they have to curve to API therapy. Deci în Portugalia nu prea sunt medici practicieni de API terapie? Spune că în afara Portugaliei, 15% din terapeuți se ocupă de API terapie, între care se află și medici. În interiorul Portugaliei, medicii nu practică această tehnică, dar ceea ce consideră a fi un lucru bun, că între pacienții lui se află medici, deci el simte și consideră că ar fi o deschidere către această latură. Da. Dar deocamdată doar ca și pacienți. But now those medics, the doctors are just patients of you. Yes. Trebuie să fii mai insistent. They are they are patients and they recommend to other patients from them when they see that it is not possible allopathic medicine treat or cure. At least two of these doctors recommend some patients for me. Da, acești medici sunt pacienții mei și deja au început să recomande pacienților lor să vină la mine la tratament cu probleme care nu au putut fi rezolvate cu medicina alopată. For example, herpes, allergies, sciatic pain. These cases, medicine cannot do almost nothing, only prescribe some medication to control the symptoms, but of course never cured. Ca niște exemple aș da herpesul, dureri sciatice. What was the third? Sciatic pains? Sciatic pain, allergies. Și alergii, pentru care medicina alopată poate prescrie medicamente, dar practic eventual îmbunătățește simptomele, dar nu le face să treacă. Antonio, tu ai mai fost în România, ai mai fost și la Cluj și cum ți se pare acum acest congres? Medici au fost mai deschiși ca altă dată? Ai avut o colaborare mai bună cu ei? Ți-au pus mai multe întrebări? Au fost mai insistenți? Sunt mai avizi de informație? You were already in Romania. How it seems to you, this conference, in comparison to the others, were the medics more often... did they receive more easily the information? Was anything new or otherwise? Yes, I think Romania is a country who everything is more easier about API therapy because I think Romania have a long time, many years of tradition on beekeeping, and of course beekeeping is connected with API therapy. Without bee products we cannot make API therapy, and I see much more doctors practicing API therapy here in Romania and much more interested about the issue than in other countries, for example. Da, eu așa văd că România este mult mai deschisă către apiterapie. Oricum, în România este foarte veche tradiția de apicultură și, bineînțeles, fără produse de apicultură nu se poate face apiterapie. Și datorită acestor circumstanțe și medicii sunt mult mai deschiși. Ai enumerat doar câteva, hai să zicem, afecțiuni în care tu lucrezi cu apiterapia. Din fericire, pentru doamne, dar nu numai, și pentru domni, te-am văzut făcând și microacupunctură, microapipunctură pentru estetică facială. Spoken to us about many treatments for many diseases which you practice and for it's a good news for the ladies, but for men also, that you make cosmetical therapy also. Yes, it's true. Bee venom therapy, which is what I do in my office in Lisbon, is very good to treat many diseases, but also very important to use in cosmetic. We, in our circle, API therapy circle, we call natural botox, the bee venom. It means that it's possible to remove completely or reduce the face lines and even scars.
When someone is operated, normally the men are not so worried about that, but the women have interest to look better, of course, and want to remove as much as possible these scars and face lines. And this is already used in Asia for many, many years. And now, in these last 10 years, is used already in Europe. Deci o practici la tine la cabinet. Yes, I do it in my office. People come to me more to treat some pain or some disease they cannot receive answer from the doctor, but after the treatment and after they know me better and after they hear some things I say to the patients, they want to try also other things, and one of them is cosmetic. Deci vin la tine cu o durere de genunchi, dar dacă doamna e mulțumită și dacă tot vine la tine, hai să arate și mult mai bine la față, da? So they come to you, for example, with a knee pain, and as they are anyway there, they ask for a cosmetic treatment. Exactly. And, for example, this happens very much when the patient come to treat something special, one pain in some localized point. Of course, apitherapy is holistic medicine and treat not only the pain but also the soul. And some cases the people say to me that they feel much better in many different ways. In the beginning I explained that it's very good for stress and many diseases connected with the nervous system. And these patients later say that in the beginning they don't believe me, but after the time was passing, session after session, they say that is really true. And one of the patients told me one time that, you know, Antonio, now I can hear my wife until the end. I feel much more calm, relaxed, and the environment at home is much better now. Mulțumesc pentru... Da, deseori pacienții îmi confirmă că la început, când veneau la mine, nu prea aveau încredere în acest mod de terapie și vindecarea lor apare pe mai multe planuri. Deseori îmi povestesc că nu doar durerea le-a trecut, ci, de exemplu, un pacient mi-a spus că deja o aude pe soția lui până în capăt. Zice, astfel, înțelegerea lor a devenit mai bună și atmosfera mult mai plăcută din casă. Deci, o invitație din partea celor doi invitați de-ai mei pentru apiterapie, pentru apipunctură, o invitație la sănătate pe toate planurile. So we have an invitation from you both to health through apiterapy. Un gând pentru apiterapeuții din România. If you have a thought for apiterapeuts in Romania. Yes, I want to thank you very much to all the apitherapists in Romania. I learn very much in Romania already, and I'm open to learn all the time. I think that every day I learn something new. Aș vrea să spun mulțumire apiterapeuților din România. De fiecare dată când vin, învăț foarte multe lucruri noi, așa că vin cu foarte mare bucurie de fiecare dată. This is one reason to come to Congress, because this kind of Congress, International Congress, many people come from many different countries, and we share the information, the experience, and of course we learn each other. I expose my experience and I learn from the other experiences from the others, of course. Acesta este motivul pentru care participăm la conferințe internaționale, pentru că fiecare își aduce experiența personală, facem demonstrații cu experiența noastră și învățăm foarte mult unul de altul. Én csak csatlakozni tudok az Antonióhoz. Fia megkérdezte tőlem, hogy mi a hobbim, és mondtam neki, hogy tanulni.
Én is mindig tanulni jövök ide, és nagyon örülök neki, hogy ezzel foglalkozom, mert itt van kitől tanulni, és tényleg a kapcsolatok, az emberi kapcsolatok előre visznek, és sok esetet megbeszélünk, és barátokként tekintünk egymásra. Eu nu pot să mă alătur de celor spuse de Antonio. Odată fiul meu m-a întrebat care este hobby-ul meu și eu i-am răspuns să învăț. Și nu pot să spun decât că aici am învățat foarte multe, am văzut foarte multe și mă bucur să împart experiența mea cu ceilalți și să primesc experiența lor și să duc acasă. Din punctul dumneavoastră de vedere, ca și participanți la multe alte congrese internaționale, cum a fost nivelul la Cluj? From your point of view, as participant at more international congresses, how was the experience in Cluj? Who's first? Okay, that was nothing wrong in Cluj, so I think this could be also an international congress. Nu a fost nimic greșit la Cluj, deci eu consider că poate fi numit congres internațional. My opinion is this congress was very well organized. All details was there, and even the food. I don't eat meat, and even the food was vegetarian. I was really impressed with this congress. Iar ca nivel de practică și ca nivel de informație, m-ar interesa în mod deosebit. Yes, also information. Many important and good information we receive from this congress, and I see many new faces this year, which means that many people are interested more and more. Am primit foarte multe informații practice și utile și am văzut foarte multe fețe noi la acest congres, așa că am primit iarăși foarte multe informații prețioase. Mulțumesc foarte frumos! Thank you. Colegi și prieteni, Antonio este nelipsit de la toate congresele de apiterapie din România. Și nu știu dacă ați observat, dar adevărul este că înțelege foarte bine deja românește. În momentul în care vorbea Ramona, el instantaneu deja răspundea, nu mai are nicio problemă din punctul ăsta de vedere. Adevărul este că și colaborarea dintre medicii din România și Antonio este foarte, foarte strânsă. Cred că este mult mai legat de medicii din România decât de medicii din Portugalia cu care a reușit să lucreze până acum. Și adevărul este că întotdeauna ne oferă toată experiența lui și este extraordinar de deschis și toată familia Api, propriu zis, le place să dea din experiență, lucru care de obicei în orice domeniu nu neapărat se întâmplă. Oamenii aceștia vin cu gândurile deschise și cu experiența pe masă, să spun așa, și faptul că fiecare își arată experiența proprie și faptul că fiecare dăruiește tot ceea ce a învățat timp de un an de zile și faptul că fiecare dintre ei dă cu mare dragoste aceste informații este extraordinar. Da, și Antonio, în afară de faptul că se ocupă în special de apipunctură, deci microapipunctura, țepăturile cu venin de albine, așa, pe puncte de acupunctură, el este cel despre care am vorbit de multe ori și vă rog să vă reamintiți figura lui, cel care a ținut acea dietă de 6 luni de zile cu polen crud, în special, da? Și uite că a supraviețuit. Da, îl vedeți, a venit și la congresul acesta, înseamnă că încă mai are suficientă energie de la cura cu polen. Da. Iar Iano și el, vine și el frecvent. Cred că nici el nu lipsește de la congresele noastre. Anul acesta a vorbit despre anumite creme cu venin de albine. Eu am și testat una din ele. De fapt, ei doi sunt cei care sunt pasionați de veninul de albine. Unul pe partea de microapipunctură, da, altul și pe de creme. Variante, să spun așa, de utilizarea veninului de albine, care e foarte bine pentru că se ocupă lumea și de un produs apicol care nu neapărat este extraordinar de cunoscut încă în România și mai ales ca și eficacitate. Da, și dincolo de cremele pe care noi le știm că veninul de albine în dureri articulare și așa, cam pentru asta este cunoscut, sunt multe alte aplicații care pot fi făcute și Anuș a dezvoltat și o cremă cosmetică cu rezultate anti-rid, anti-aging și trebuie să recunosc că eu am rămas impresionată de efectele acestei creme. Ne-a arătat fotografii
la începutul folosirii cremei și după două săptămâni. După două săptămâni, se pare foarte puțin, rezultatele erau extrem de vizibile pe fotografii. Dar aici vrem să vă mai dăm încă un secret pe care nici nu mai țin minte dacă vi l-am spus vreodată, dar de data asta nu mă pot abține să nu vi-l spun. Marea majoritate a celor care practică apiterapia au o față foarte, foarte întinsă, neridată. Și vreau să vă spun că secretul este atât de simplu încât nici nu o să vă vină să credeți. O lingură de miere. Cu toții, indiferent că sunt bărbați sau sunt femei, își aplică pe față aproape zilnic, unii chiar zilnic, o lingură de miere. Și uitați-vă, așa stând cu ea pe față o jumătate de oră, șurnesc pielea corect, încât ajung, chiar dacă sunt foarte, foarte expresivi, să nu aibă parte de riduri. Deci uitați-vă ce secret simplu și minunat ne oferă o lingură de miere. Da, și înainte de sfârșitul emisiunii aș vrea să o amintesc pe Alejandra, deși ea nu a apărut în interviurile noastre, dar știu că a apărut într-o altă emisiune. Ea este din Chile, este medic veterinar și a fost o altă surpriză extraordinar de mare, cel puțin pentru mine, prezența ei la acest congres și cazuistica pe care ea a prezentat-o. Ea îmbină medicina alopată cu apiterapia la animale, a salvat animale care în mod normal ar fi fost eutanasiate și pentru că medicii nu-i mai, mă rog, veterinari nu le găseau altă soluție. Și mi-amintesc că a prezentat foarte multe cazuri documentate, cu fotografii. Incredibil ce cazuistică, exact, mare. Exact, și extrem de variată. Și una cu care se întâlnesc probabil mulți fermieri și în care calul, în cazul acesta, ar fi ajuns la eutanasiere, avea o rană foarte adâncă, cam așa de mare, în diametru, până la os. Vă imaginați toată, și lipsea, da? Deci a lipsă de substanță, tot mușchiul acela, toată carnea aceea lipsea. Cu un astfel de animal nu aveai ce să faci și nu aveai cum să-l tratezi. Și a dezvoltat o metodă, dar nu foarte simplă, de altfel le făcea comprese zilnic cu miere și extrag moale de propolis, o tinctură de propolis din care s-a evaporat complet alcoolul. Și vreau să vă spun că în decurs de 2 luni de zile, acel mușchi s-a refăcut și nu total. Doar că s-a refăcut total, vă imaginați, deci era așa un crater. Da? S-a refăcut total, dar ce este mai uimitor este că s-au refăcut conexiunile din interior, deci vasele de sânge, nervii și toate s-au lipit unde trebuiau, exact unele de altele și practic nici n-ai fi spus că acolo a fost cândva o gaură totală, o lipsă totală. Deci asta mi s-a părut absolut extraordinar. Deci un lucru pe care nu a fost reușit cu alte metode, cel puțin acolo. Și cazuistica este mult mai bogată, dar asta se poate extrapola, evident, și la oameni. Și lucrurile au fost făcute, de fapt. Așa este. Așa cum ați văzut, ne-am străduit aici la Cluj, am încercat să aducem tot ceea ce am reușit noi mai bun pentru medicii care într-adevăr își doresc să facă și să practice în primul rând și apiterapia. Trebuie să menționăm că toți medicii sunt alopați care practică apiterapia și este foarte, foarte îmbucurător că au luat și această ramură în brațe, cu atât mai mult cu cât succesele nu încetinesc să apară, vin spre noi foarte, foarte multe cazuri care își găsesc rezolvarea și ne bucurăm din suflet că există ceva bun cu care putem să-i ajutăm, care nu are reacții adverse și care se îmbrățișează extraordinar de rapid și de ușor aici la Cluj. Vă mulțumim frumos, vă dorim o seară frumoasă, vă mulțumim că ați fost alături de noi în această seară și ne revedem aici la Tele Europa Nova în fiecare marți seara de la 8 la 9. Vă doresc o seară frumoasă!